Domnule, zbun, că ce vă mai aduceți aminte din acea perioadă, din 1 octombrie 2010? Din acea perioadă, foarte multe nu pot să mă aduc aminte, pentru că șocul a fost destul de puternic și, practic, am fost inconștient după momentul impactului. Eu m-am trezit abia la spital din Sedaj, dar din ce mi-au mai povestit colegii, deci e foarte puține lucruri, mă amintesc, de la momentul accidentului. Era o misiune simplă în care v-a fost atunci? Era o misiune obișnuită în care ieșeam zilnic, făceam acele misiuni și în acea zi a fost să se întâmple acel eveniment nefericit. În care v-ați pierdut și doi camarazi. Da, într-adevăr, mi-am pierdut doi camarazi, iar eu am fost grav rănit. Vă considerați norocos? Ați rămas în viață? Da, cu siguranță mă consider foarte norocos că a rămas în viață și pot să mă bucur în continuare de viață. Cu apropiații chiar am vorbit din primele zile după ce am ajuns în Germania, am luat legătura cu familia, în primul rând cu prietenii. A fost o perioadă, într-adevăr, destul de lungă, dar am avut motive destul de bine întemeiate ca să fac pregătirea necesară ca să mă aflu în situația în care sunt acum, adică să fiu bine, să pot să nu depind de fapt de un ajutor, de un scaun cu rotile sau din partea altei persoane. Dar ce v-a motivat să mergeți mai departe în viață? E un șoc destul de mare. Da, șocul într-adevăr a fost destul de mare, dar trebuie și chiar de la bun început m-am obișnuit cu ideea, având sprijinul camarazilor, sprijinul familiei, în primul rând, care au fost tot timpul alături de mine și m-au susținut și tocmai acesta a fost obiectivul meu, să trăiesc în continuare și să mă bucur de viață. V-ați întors la armată. De ce? Alții ar fi preferat o pensie și ar fi stat acasă. Dumneavoastră, de ce v-ați întors? În primul rând, mi-am dorit de mic copil să port haina militară și asta cred că m-a motivat în continuare să o pot, dacă cât se poate, voi purta cu mândrie și cu cinste haina militară. Ați mai merge din nou într-un teatru de operație? Deocamdată, din punct de vedere medical, nu știu dacă aș mai putea să particip la o misiune în teatrele de operație, dar nu se știe nimic ce ne rezervă viitor. Cum sunteți privit de colegi? Sunt privit ca și un om obișnuit, ca un coleg obișnuit, nu se face nicio diferență față de alți colegi, m-am integrat destul de ușor și rapid și mă bucur că am un colegi, un colectiv care este foarte bine pus la punct și suntem foarte uniți. Regretați că ați mers atunci în Afganistan? Nu știu dacă pot să regret, pentru că consider că așa a fost să fie, să se întâmple. Acolo se putea întâmpla oriunde, dar eu consider că acolo a fost scris să se întâmple și de asta nu regret nimic pentru ceea ce am făcut.